Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Știrea Cea Bună! Sunt Cornel Dărvășan și în această seară avem câteva repere bune întâmplate în societatea românească, dar un invitat cu totul și cu totul de excepție. Rămâneți cu noi! Pompierii au intervenit miercuri seara la Spitalul de Copii din Timișoara după o degajare de fum într-o cameră tehnică. Aproximativ 25 de copii au fost evacuați și duși în corpul principal de clădire. În luna septembrie anului trecut, la aceeași unitate medicală, a avut loc un incident similar. Doamnelor și domnilor, știrea cea bună este că nici măcar n-a fost un incendiu, a fost un fum de la o mașină sau de la un dispozitiv care a aruncat niște ulei. Dar e bine că totul se termină cu bine, însă eu aș propune o chestie, dacă toți suntem la Știrea Cea Bună. Ca fiecare manager de spital să aibă ca prioritate să verifice toată instalația electrică a spitalului. Probabil că ar trebui să fie o prioritate pentru toți managerii de spital, indiferent cât ar costa. Unele dintre aceste spitale sunt construite din vremurile comuniste, de 50-60 de ani aceleași instalații electrice. Poate că ar fi bine să se revizuiască pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Un grup de victime ale abuzurilor din Biserica Catolică și avocații lor i-au cerut ieri Papei Francis să impună toleranță zero împotriva abuzului sexual clerical după ce au încheiat un pelerinaj de 6 zile la Roma, purtând o cruce mare de lemn conform Reuters. Cei 10 bărbați și femei au mers 130 de kilometri, adică 81 de mile, de-a lungul ultimei porțiuni a Via Francigena, o potecă medievală care leagă Canterbury, Anglia, de Roma, înaintea unui summit important al Vaticanului privind viitorul bisericii, care începe în următoarea săptămână. Doamnelor și domnilor, nu doar în Biserica Catolică s-au săvârșit abuzuri și nu doar Papa ar trebui să fie cu toleranță zero la lucrurile acestea. Această toleranță zero ar trebui avută de către toți capii bisericilor din lume și cred că lucrurile s-ar bulversa pentru o perioadă de timp, dar ar fi un plus de moralitate și de valoare atunci când liderii bisericilor își vor manifesta dorința expresă ca să nu existe absolut nicio clemență pentru preoți, pastori care abuzează copii. Lucrul ăsta ar trebui să motiveze fiecare sistem creștin în așa fel încât aceste chestiuni să fie drastic pedepsite, nu numai din punct de vedere al organizației bisericii, ci și din punct de vedere legal. Urmează rubrica Smile Moment. Pentru că avem un antreprenor în seara aceasta, trebuie să vă zic o glumă cu personajul nostru românesc popular. Se desfințează fiscul, strigă Fericit Bulă. Ena, de unde ai aflat? Adineaori am primit de la ei un plic pe care scria ultima înștiințare. Da, ar fi interesant, doamnelor și domnilor. Știrea cea mai bună este că împreună cu noi, în seara aceasta, se află Loran Soares Sas, antreprenor. Bună seara, Loran, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur foarte mult că ești cu noi în seara asta. Mulțumesc pentru invitație. Unii dau 1000 de euro să stea în preajma ta. Mă bucur foarte mult că ești aici și că pot să te storc în seara asta de informații. Mulțumesc. Lorand, te menții într-o formă fizică incredibilă. Ești o mustrare pentru mine. Cum reușești treaba asta? Iau bătaie de 3 ori pe zi și mănânc de 2 ori. Păi, cred că nu este niciun secret. Cred că majoritatea dintre noi știm ce ar trebui să facem pentru a ne menține sănătoși. E vorba despre alimente, ce mâncăm, cât mâncăm și vorba despre mișcare. Întotdeauna ai avut un stil de viață sănătos? Nu, și nici acum nu aș putea să spun că am neapărat un stil de viață sănătos. Este mai sănătos decât era înainte, motiv pentru care simt fizic că sunt mai bine, energia mea este mai bună decât era poate la 25 de ani.
dar mai avem multe de îmbunătățit și cu cât studiez mai mult zona asta de sănătate, cu atât îmi dau seama cât de multă porcărie băgăm în noi pe toate căile, începând de la produsele pe care le punem pe noi sau în noi. Și încet, încet, pentru că nu e un proces ușor pentru mine, nu am partea fizică, sănătatea ca și o prioritate în viața mea, n-a fost niciodată și fac eforturi să mă disciplinez. Și uneori, har Domnului, soția mea este mai disciplinată și atunci schimbăm toată familia stilul trage de viață. După ea. Da, și e bine, e bine, e spre bine. Foarte important. Poți să ne vinzi un secret așa mai concret despre stilul de viață? Pentru că ultima dată când te-am văzut, erai un pic mai împlinit ca mine, așa. Eu credeam că mă ajungi, dar văd că nu. Da, am sărit de la 46 la 48. Acum, în ultimele 3-4 luni de zile, am slăbit 12 kg. 12 kg. Fără neapărat, n-am început să fac sport intens. Fac un pic de mișcare în fiecare dimineață, în sensul că și dacă e vorba de 3 minute de împins sau câteva ridicări sau câteva genoflexiuni, pur și simplu să mișc corpul un pic. Și ce a contat foarte mult, faptul că nu iau micul dejun, deci fac pauză între cină și prânz. Am redus semnificativ cantitatea de zahăr pe care o mănânc, deci dulciuri, care a fost ceva foarte, cum să zic, provocator pentru tine. Da, pentru că în special după prânz. După prânz vine sentimentul acela de ceva dulce. Și am reușit să reduc semnificativ acest lucru. Gluten am redus, aici o decizie de a soției, care evident reduce inflamația din corpul nostru. Și de acolo s-au declanșat mai multe lucruri. După aceea ne-am dat seama că putem să studiem mai mult. Am ajuns să lucrăm cu o clinică din Statele Unite de biohacking, care a analizat corpul nostru, a analizat ce este în sângele nostru și ne-a făcut recomandări de ce ar trebui să compensăm. Cu ocazia asta am descoperit că am testosteronul foarte scăzut. Un copil are 1000-1200 unități, eu aveam 300 și toate aceste lucruri care prin conștientizare, prin educație am început să facem mici schimbări de stil de viață. Dar secretul, din punctul meu de vedere, îl știe toată lumea. Mai mult exercițiu și mai puțină mâncare sau, mă rog, mai sănătoasă mâncare, că nu e vorba neapărat de cantitate atât de mult. Uite, ai zis o chestie care îți este specifică ție. Ai răsturnat un mit care s-a dovedit că este un mit acum, dar până de curând credeam că este cea mai importantă masa zilei. Iată, micul dejun, tot s-a spus, micul dejun, marele dejun, așa mai departe. Și spun sincer că și eu, când am reușit să înțeleg că nu trebuie neapărat să mănânc cât prind la micul dejun, mă simt mult mai bine. Uh-huh. Dar am ascultat de mari specialiști care ziceau. Și până la urmă, descoperirea asta fabuloasă a doi nutriționiști care au primit și premiul Nobel pentru autofagie. Corpul își mănâncă din propriile reziduri și din propria așa. S-a dovedit a fi chestia asta cu postul intermitent, adică să nu mănânci până la o anumită oră și doar într-un anumit interval. Iată că s-a dovedit a fi eficientă, extraordinar de eficientă. Tu spargi tipare și în alte domenii, și în domeniul business, și în domeniul antreprenoriatului. Nu te iei după ce e bătătorit. Vrei să studiezi tu, să vezi tu cum stau lucrurile. Da, dar nu, din nou, nu sunt lucruri ieșite din comun. Nu sunt secrete la care nu au acces oamenii. Adică cred că majoritatea dintre noi, dacă petrecem un pic de timp să studiem că e business, că e sănătate, descoperim destul de ușor. Am avut o situație hazlie cu unul dintre mentorii mei din Portugalia, care eram la un prânz cu el și după o oră și ceva, în timp ce mâncam și povesteam și oarecum ne aminteam de trecutul în care am lucrat împreună în firmă, îmi spunea că, nu știu cum a ajuns la subiectul acesta, dar îmi spunea, apropo, am descoperit în sfârșit secretul slăbitului. Și am cheltuit peste 10.000 de euro în ultimii 2 ani de zile pe antrenori, pe nutriționiști, cărți, cursuri. Am cumpărat tot ce se poate cumpăra. Că m-am enervat pe soția că tot mă bătea la cap cu slăbitul. Am băgat 10.000 de euro, 2 ani de zile am studiat tot ce se putea și în sfârșit am găsit. Și zic, și care? Zice, mai mult exercițiu și să mănânci mai sănătos. Deci, trebuie să-ți consum 10.000 de euro pentru asta. Asta e de fapt paradoxul, că cele mai mari secrete pentru succesul în afaceri, pentru succesul în sănătate, pentru succesul în căsnicie sunt în fața noastră. Și eu cred că de multe ori noi plătim un antrenor de fitness, de exemplu, doar să ne spună ceea ce știm deja,
sau poate să ne disciplineze să facem ceea ce noi ar fi trebuit să facem din start, pentru că știam de când e lumea că ar trebui să facem. Sau să ascultăm o părere diferită sau același lucru spus dintr-un unghi diferit sau prezentat într-o manieră în care să facă click în viața noastră și să ne apucăm de un lucru care știam dintotdeauna că ăsta este calea. Pentru că avem secrete noi nevoie de cineva care să ne valideze aceste convingeri neapărat? Nu cred că avem nevoie de cineva. Nu cred că lumea trebuie să crească într-o societate în care avem nevoie de un coach pentru orice, pentru sănătate, pentru căsnicie, pentru... Nu cred că este nevoie de acest lucru. Cred însă că uneori, din lipsă de disciplină, din lipsă de cunoștințe, din lipsă de conștientizare, nu facem anumite lucruri care sunt banale până la urmă urmei și atunci apare un coach, un terapeut, un consultant care îți dă o perspectivă la care nu te-ai gândit și care face click în capul tău și face o schimbare și te după determină aceea mi-ai schimbat viața. Nici un coach nu schimbă viața nimănui. Noi decidem să schimbăm viața noastră. Poate să fie un click care să fie ajutorul care vine din partea, din exterior. Lorand, am citit multe despre tine și înainte de emisiunea asta și înainte de a ne fi întâlnit deja de alte ori, câteva ori la emisiunea Știrea Cea Bună și îți mulțumesc că ai revenit. Până la 9 ani tu nu ai vorbit limba română. M-a impresionat faptul că, în ciuda acestui lucru, ai primit de 2 ori premiul pentru cel mai bun speaker din România, realizat de o prestigioasă publicație. Cum e să nu vorbești românește până în clasa 4-a și de atunci să ajungi să fii cel mai bun speaker din România? Cât de mare e drumul ăsta? Cât de greu este? A fost greu nu neapărat pentru ce a trebuit să învăț, că limba română nu este neapărat o limbă extrem de complicată. Cred că maghiară este mai complicată decât română. De asta cred că în cer vom vorbi maghiară, că avem nevoie de o eternitate să o învățăm. Dacă tot ai făcut, e foarte bun asta. Dacă tot ai început cu o glumă... Cred că este o limbă care se poate învăța destul de repede. Am avut binecuvântarea, o văd acum, nu o vedeam atunci o binecuvântare, o vedeam o prostie. Tatăl meu mă obliga în fiecare zi să învăț pe de rost 50 de cuvinte în română și 50 de cuvinte în engleză, deși nu știam să le leg între ele, dar învățam cuvintele respective din dicționar. Literalmente luam pe rând cuvintele din dicționar și trebuia să le învăț 50 pe zi. Și până la vârsta de 9 ani știam cuvinte învățate din dicționar, dar nu știam să leg propoziții sau să leg să mă exprim. Motiv pentru care învățarea a fost destul de rapidă, însă ce a fost greu a fost faptul că am fost deseori sau aproape tot timpul batjocorit pentru acest lucru. Începând de la Bozgor, până la copil de la țară, până la nici să vorbești, nu știi bine. Inclusiv când am ajuns să fac seminarii, au fost persoane care îmi spuneau: bine mă, vii tu să dai sfaturi de business, dar nici măcar corect nu știi să vorbești. Și nici acum nu știu să scriu corect, 100% corect gramatical. Uneori trebuie să pun pe angajații mei să mai corecteze și nu tot timpul apucăm și mai scăpăm pe rețele de socializare și postări în care sunt lucruri care nu sunt corecte. Nu știu nici acum și în continuare mi se reproșează și oamenii profită de acest lucru să-și bată joc de mine că sunt cum sunt. Pe de altă parte, toate acele momente și acele bagiocuri, începând chiar din copilărie, pe mine m-au motivat. De exemplu, când ne-am mutat prima dată de la țară, de la 9 ani, la oraș, la Zalău, și eram bagiocurit că sunt bozgor, am zis că eu o să învăț așa de bine română că nu o să știe că sunt maghiar. Lucru care s-a și întâmplat ulterior. Și am avut, de exemplu, o dovadă interesantă în acest sens, că eram la liceu și un coleg din liceu, în clasa 11-a, ieri în clasa 10-a în liceu, eu eram la secția maghiară. Și el în clasa 11-a, când eram eu în clasa 11-a, zice: cum? Tu ești la secția maghiară? Păi ce cauți la secția maghiară? Că tu ești român. Deci am antrenat atât de mult această abilitate încât, pentru că mi-era rușine. Mi-era rușine să mi se spună un lucru, o etichetă care nu era adevărată, pentru că bozgor înseamnă om fără țară. Iar eu iubesc România. Eu am născut în România, eu sunt român. De etnie maghiară, dar eu sunt român. Eu fac totul pentru România. Lorand, aici este momentul cheie al motivației în viața unui om. De ce unii oameni, atunci când li se aduc critici, când cineva îi bagiocorește, când cineva vorbește urât despre ei și cu ei, intră într-o defensivă din asta depresivă? Dom'le, da, așa e, nu știu, na, ce să fac, uite, au zis copiii, uite ce au făcut. Și alții au
o altfel de pedagogie. Da, ai zis că sunt așa, nu? O să-ți demonstrez că nu sunt așa cum ai zis tu. De unde vine această motivație de a lupta, de a performa? Din copilărie, din educație? Că nu aveai coach pe vremea aceea. Nu, nu. Și sincer nu știu să-ți răspund neapărat la întrebarea asta, pentru că n-am stat să analizez ce a făcut ca să am acest tip de gândire, dacă are legătură cu educația de la părinți, dacă are legătură cu educația din biserică, dacă are legătură cu orice altceva, nu știu. Nu știu să-ți răspund la întrebare. Ce știu să spun este că să nu ne raportăm ca și corect sau greșit la una dintre aceste două atitudini. Pentru că și, las că-ți arăt eu, poate să vină dintr-un sentiment negativ, poate să vină din ego, poate să vină din lipsă de stimă de sine. Las că-ți demonstrez eu că nu sunt cum spui tu. Pe de altă parte, ce am învățat acum recent, în ultimii ani, a fost că toate lucrurile care se spun despre mine sunt adevărate. Toate? Toate. Și cele care mă nervează cel mai mult sunt cele pe care nu le recunosc ca fi adevărate. Cum mergi la concluzia asta? Că totuși e un pic forțată. Da, poate. Cred, am convingerea că fiecare dintre noi avem în noi și bun și rău. Și când un om spunea despre mine că sunt mincinos, mă enerva extrem de puternic. Că toată viața am încercat să fiu cât se poate de etic, cât se poate de corect. Și când spunea cineva că ești mincinos, mă explodam și mă supăram. Și până când am lucrat cu un psiholog care a luat un pic aceste chestiuni, acele lucruri care mă enervau cel mai mult și îmi spunea, hai să definim ce înseamnă minciuna. Păi să nu spui adevărul, să nu te ții de cuvânt. Ok, zice, ți s-a întâmplat vreodată să întârzi, de exemplu? Ai spus că ajungi la 10 și ajungi la 10, 10? Zic, da, s-a mai întâmplat. Ai mințit atunci? Da. Deci ești mincinos? Da. Numai că noi nu dăm eticheta asta de mincinos doar pentru că am întârziat. Noi considerăm că aia e contextuală. La fel cum, nu știu, am vândut ceva vecinului și nu i-am dat bon. Nu o să spun că sunt evazionist fiscal. E normal. Săracul am ce să dea și el bon săracul acolo pentru o găină? Dar e evaziune fiscală. Pe de altă parte, dacă vedem pe cineva care face exact același lucru, nu dă bonuri, încasează bani, cu milioane de euro sau sute de mii de euro sau o face într-un business, este evaziune fiscală, se pedepsește cu închisoarea. Asta înseamnă că eu, dacă se spune despre mine că sunt evazionist fiscal, cu siguranță că au fost în viața mea momente în care am dat ceva și n-am justificat cu hârtie, n-am declarat acel lucru, deci da, sunt evazionist fiscal. Sunt mincinos? Da, sunt mincinos. Sunt hoț? O, da. De câte ori am furat timpul oamenilor, e incredibil. Vai, de capul meu, mai... Ne vedem la ora 10 și am venit la 11 sau la 10 jumate. Am furat din timpul tău. Ăla-i furt. Și de multe ori noi credem că suntem niște sfinți și niște oameni buni și buni creștini și lucrurile care ne enervează, de fapt, cel mai mult sunt lucrurile pe care noi nici măcar nu le recunoaștem că există noi. Și atunci... Deci tot ce se zice despre tine adevărat. În sensul acesta, în sensul acesta și în sensul că aș merge un pic și mai departe, ceea ce spune cineva despre mine, în percepția acestei persoane, acel lucru este adevărat. Adică, dacă dau exemplu acesta ca să fie ușor de înțeles, dacă intrăm într-o cameră unde este un elefant și închidem lumina și suntem 5 persoane și avem voie să punem mâna pe elefant, în funcție de unde punem mâna, o să descriem elefantul într-un fel diferit. Asta înseamnă că o persoană care spune ceva despre mine are dreptate din perspectiva lui pentru că a văzut o bucată. Și asta elefantul e ca un zid, da. Zice, cel care a pus mâna pe burtă. Nu? Celălalt este ca și un șarpe sau ca și un stâlp, dacă e piciorul, depinde pe unde ai pus mâna. Și asta înseamnă și într-o eră de social media în care noi luăm bucăți de informații despre oameni și de la oameni, este foarte ușor să punem o etichetă doar pe bucățica aceea pe care o vedem din omul respectiv și să spunem așa este. Și din punctul ăsta de vedere e adevărat. Adică eu dacă aș vedea doar bucățica respectivă, probabil că aș zice la fel. E un prost, e un nesimțit, e un cum o fi. Și atunci în timp am învățat să accept că atunci când cineva spune despre mine, fie e adevărat în sensul de care vorbeam mai devreme, fie este adevărat în sensul că el atât a văzut și din perspectiva respectivă are dreptate. Am învățat ceva important în seara asta. Un prieten de-al meu făcea multe pozne la liceu
și un unchi de-al lui, care pe vremea era în structuri, a venit la liceul respectiv și directorul a auzit că e unchiul lui Pușlama și l-a chemat în birou. Și știa că o să-i spună despre toate poznele pe care le face și ăsta s-a dus la unchiul său după ce a ieșit din birou directorul și a zis: unchiule, să știi că nici jumătate din ce a zis directorul nu e adevărat. La care ăsta se uită la el și zice: da, 10% e adevărat. Și e adevărat. Nu, zice, să știi că tot e grav. 10% e adevărat. Tot e grav. Da. Deci câțiva la sută, unii au dreptate cu privire la ce spun despre noi. Ceea ce mă fascinează pe mine este că tu nu te superi. Ai ajuns greu la această viziune de viață, că te-am mai întrebat într-o emisiune anterioară cum faci cu haterii. Dacă scrie unul un articol despre tine, așa cum s-a întâmplat în urmă cu puțin timp undeva în Ardeal, un tip care te cunoaște și nu te cunoaște, dacă discută unii despre tine lucruri verzi și uscate, te deranjează? Cum vezi toată situația asta? O să scot telefonul. Am pus azi dimineață o postare pe rețele de socializare, un citat. Și cred că se potrivește foarte bine aici. Zice: e mai bine să faci ceva care să fie criticat de ceilalți decât să nu faci nimic și să-i critici pe ceilalți. Nu ajungi ușor și nici nu știu dacă am ajuns neapărat la nivelul în care să nu-mi pese deloc legat de ce se spune despre mine sau ce se scrie despre mine. Pentru că, până la urmă urmei, sunt un antreprenor, conduc o afacere și reputația este un lucru important pe care îl construiesc și pentru care muncesc mult. Și toate lucrurile, felul în care am condus afacerea mea, felul în care îmi respect angajații, felul în care mă țin de cuvânt față de clienții mei, toate aceste lucruri sunt cu scopul să construim o reputație de încredere în ochii celor din jur, ca să vadă că suntem oameni serioși și ne ținem de cuvânt în ceea ce facem. Și de fiecare dată, evident, când se scriu lucruri care nu sunt adevărate sau sunt răstălmăcite despre tine, lovește în reputația respectivă. Deci nu pot să spun că sunt complet indiferent. N-am ajuns la nivelul acela în care pur și simplu să zburd și să fiu zen de fiecare dată când se întâmplă acest lucru. Am devenit tot mai puternic. Cred că e ca și la orice. Dacă o persoană care s-a născut desculț și umblă foarte mult desculț, pielea de pe talpă se întărește atât de puternic încât e ca și, ca și un pantof. Și cred că asta s-a întâmplat și cu mine. Atât au dat în mine încât a început să se întărească pielea și cam respinge mai ușor acum loviturile pe care le primesc. Dar, pe de altă parte, eu și înțeleg acest lucru și oarecum e justificabil. În sensul că, fiind o persoană publică, fiind o persoană care este urmărită de foarte multe persoane, vorbim de, într-o lună de zile pe rețelele sociale, vorbim de 2-3 milioane de persoane care văd ceva creat de mine. Este absolut normal să te urci pe această imagine și să încerci să câștigi capital de imagine pentru tine, vorbind de bine sau de rău despre persoana respectivă. Și întotdeauna despre orice persoană am vorbit, există cei care te plac, există cei care nu te plac și există cei care sunt indiferenți. Și atunci, în tabăra celor care nu te plac, trebuie să existe câteva persoane vocale care să profite de imaginea ta, să scoată niște lucruri din context, să le pune acolo în grupul respectiv și atunci să vină ăștia care nu te plac și zic: a, în sfârșit l-am prins, asta este, e adevărat. E absolut normal, e un joc constant, adică noi care am crescut într-o familie creștină, noi știm că tot timpul este o luptă între bine și rău, constant, întotdeauna și în mine, și în societate, și în business-ul meu, și între oameni, și în biserică, și peste tot. Și atunci, de ce să ne supărăm pe asta? Da. Că dacă mă supăr, ce rezolv? Adică faptul că mă supăr eu o să îl facă pe omul respectiv să-și retragă cuvintele, să șteargă o postare sau un articol sau o să-și ceară scuze? Nici vorbă. Poate mai rău. Dacă mă supăr și mi-arăt supărarea, mai alimentez încă un articol, încă o postare, încă ceva. Așa le spun: da, scrieți, aveți dreptate, e perfect ceea ce scrieți, e ok. Am învățat în timp că părerea celor din jur nu ar trebui să conteze atât de mult în capul meu cât contează părerea mea despre mine și mai ales părerea lui Dumnezeu despre mine. Pentru că facem și operațiunea pe care ne-ai mai spus-o.
Dacă te necăjești pentru 10 care sunt împotriva ta și nu te bucuri pentru 1000 care sunt apreciativi, nu ești, ești bun la matematică. Ești bun la matematică. Da, da, asta da. Este că inclusiv postarea de la care a plecat articolul despre care vorbeam un pic mai devreme, a fost una dintre cele mai apreciate postări în ultimii ani de pe pagina mea de Facebook. Am avut un eveniment extraordinar de mare în Cluj, cel mai mare eveniment de business din Cluj anul acesta. În ziua următoare, gen data de 8, a fost evenimentul, data de 9, a apărut un articol în ziar negativ despre mine. E normal, când se creează foarte mult pozitiv, este normal să vină și echilibrul. Toate funcționează în echilibru. Trebuie să învățăm să le acceptăm, să le integrăm. Eu la ce lucrez în acest moment este să accept eu că nu sunt doar pozitiv, pentru că mulți ani, literalmente, am făcut eforturi să încerc să transmit doar pozitivul din mine. Postări frumoase, poze frumoase, interviuri în care să vorbesc frumos, în care să par perfect, în care să fiu antreprenor perfect, să fiu soțul perfect, să fiu tatăl perfect. Și evident, cu cât încerc să împing mai mult această imagine de perfecțiune, cu atât o să vină din exterior confirmări în care ți-e spună nu ești perfect. Nu, nici tu nu faci totul ok, nu, și tu greșești. Și atunci, la ce lucrez în acest moment este să integrez în mine și plusul și minusul, în așa fel încât să nu trebuiască să-mi spună exteriorul minusurile pe care le am. Să le accept eu că le am. Da, foarte bună viziune. Ești, din cât știu, singurul român care a scris o carte cu Brian Tracy, care se intitulează, ca și titlul emisiunii noastre, Drumul spre succes. Am savurat-o cu mare bucurie și am găsit acolo niște idei extraordinare. Și ceea ce mă doare pe mine, spre exemplu, este că, în general, despre o persoană, știi, oamenii mici vorbesc despre oameni. Oamenii cu viziune vorbesc despre concepte. Oamenii obișnuiți, să zic așa, care sunt medii, vorbesc despre evenimente și oamenii mici vorbesc despre oameni, știi? Asta mă deranjează pe mine. Dom'le, ai pe cineva în vizor, că se numește Laurent Sass, că se numește nu știu care, dă un exemplu. Simona Halep, da? Trece printr-o criză internațională, toată lumea așa. Tu să te apuci să dai judecăți de valoare despre Simona Halep, care nu ești în stare să urci 10 scări în alergare, da? Ai lomboșciatică de succes. Și să te apuci să critici cum se mișcă ea și că niciodată n-a fost, deși a fost numărul 1 mondial, dar știm toți asta. Să-ți dai cu părerea tu care nu faci nimic pentru țara asta, pentru sănătatea asta, pentru... Nu știu, mi se pare totuși un pic deplasat. Adică, cum vezi lucrurile astea? Nu e adevărat că ar trebui să tăcem tare unii dintre noi? Dom'le, fă ceva mai bun dacă ăsta nu face bine, dacă ea nu face bine. Fă tu ceva mai bun și atunci, da, putem să apreciem. Într-o lume ideală, așa ar trebui să fie. Dar nu suntem într-o lume ideală și atunci când viața noastră nu este în ordine, preferăm să nu uităm în viața altora și încercăm să găsim dezordine. Așa este, că în general oamenii care nu au viața în ordine să uită în viața altora. Tu te-ai apucat vreodată să scrii, spre exemplu, la nu știu ce emisiune pe care ai văzut-o pe televiziune sau la nu știu ce predică sau la nu știu ce seminar, podcast. Bă, nenorociților, ce cu teoriile astea? Ai avut vreodată timp să scrii așa ceva? Nu, n-am scris, dar nici nu aș vrea să zic că poate n-am gândit anumite lucruri legate de alte persoane. Pentru că asta e un alt lucru. În momentul în care eu spun despre cineva care emite o judecată despre mine, o părere despre mine, fie că eu sunt de acord cu părerea respectivă sau nu și în capul meu este cine ești tu să vorbești despre mine, în momentul respectiv eu judec. Sunt la fel de arogant cum este persoana respectivă. În egală măsură. Exact la fel. Și atunci, de ce? De ce să mă bag în jocul respectiv? De ce să intru în acel joc în care să... A fost o perioadă în care atunci când cineva scria despre mine, în special în social media, primul lucru pe care îl făceam era să intru să caut cine e persoana, să mă uit un pic așa la poze, să văd cam cine ești tu. Știi? Dar era tot din nesiguranța mea, din hai să văd, ești ca mine măcar de poți să vorbești despre mine sau nu. Era atât de stupid, atât de mic această abordare.
trebuie să învățăm să iubim, trebuie să învățăm să acceptăm, trebuie să învățăm să îndurăm, trebuie să învățăm să ne vedem de treaba noastră. Și eu asta am învățat. Eu vreau să-mi văd de treaba mea, pentru că dacă mă opresc la fiecare piatră care se aruncă în mine, eu nu mai ajung niciodată la destinație. Așa că îmi văd de treabă, să arunce, e ok, mergem înainte, astăzi aruncat asta. Problema mea ar fi dacă ar arunca același om în mine. Înseamnă că stau pe loc și tot ăla mi-aruncă, e că în fața mea. Oamenii se schimbă care aruncă în tine. Asta înseamnă că progresez, înseamnă că îți vezi de drum și lasă să arunce. Sau cum spune faimosul citat, nu construiește un castel din cărămizile care sunt aruncate spre tine. Da. Ce înseamnă succesul, Laurent? Cea mai bună definiție pe care am găsit-o până în acest moment pentru succes este realizarea progresivă a obiectivelor mărețe pe care le ai. Și ca să o înțelegem pe bune ce înseamnă, e succesul în societatea în care trăim este văzut dintr-o perspectivă unilaterală aproape. Bani, carieră, afaceri, adică statutul social care vine de obicei din bani. Iar definiția pe care tocmai am dat-o nu spune asta. Spune realizarea progresivă a obiectivelor mărețe. Dacă obiectivul tău măreț este să dai 20 de kg jos și ai atins acel obiectiv, ești un om de succes. Dacă obiectivul tău este să ajuți 10 oameni sărmani de pe stradă și ai reușit să faci acest lucru, ești un om de succes. Când îți stabilești obiective mărețe și le atingi, înseamnă succesul. Motiv pentru care vedem în istoria societății noastre și în zilele noastre că există foarte mulți oameni de succes care n-au nicio treabă cu zona financiară, antreprenorială sau cu poziția socială. Și sunt oameni extraordinari. Pentru că ajută foarte mult sau pentru că au un impact în societate într-un fel. Și atunci asta este ceea ce aș recomanda tuturor care vor să fie oameni de succes, să-și stabilească niște obiective mărețe pe care să le atingă. Deci și nu dacă... poți să fii un om de succes fără să ai obiective, fără să ai niște planuri, fără să ai niște visuri pe care să le atingi. Nu. Și dacă e să ducem asta în sfera spirituală, ce înseamnă succesul pentru un creștin care crede în a doua venire? Ai un obiectiv, să fii mântuit. Succesul înseamnă să realizezi obiectivul măreț pe care l-ai. Asta e succesul. Nu înseamnă ce faci pe parcurs, nu înseamnă cum te comporți, înseamnă să îndeplinești acel obiectiv pe care l-ai. Și așa se întâmplă și cu viața noastră. Și acum, ce se întâmplă în societate este că noi de multe ori îi judecăm pe ceilalți în funcție de obiectivele pe care le propunem noi pentru viața noastră. Doar pentru că eu vreau să fiu un antreprenor de succes și asta înseamnă succesul pentru mine, pentru că ăsta este obiectivul meu și ăsta este simt că Dumnezeu m-a pus pe pământ ăsta să fac antreprenoriat, eu nu trebuie să judec pe cel care spune eu nu vreau bani, eu nu vreau să fiu antreprenor, eu vreau să ajut 200 de copii flămânzi și n-am nevoie de o firmă pentru asta. Foarte bine, dar nici tu nu mă judeca pe mine. Avem drumuri diferite, avem obiective diferite și dacă Dumnezeu ne vrea pe toți la fel, ne-ar fi creat pe toți la fel. Dar diversitatea există tocmai pentru că oamenii prin diversitatea lor își stabilesc obiective diferite și luptă să atingă obiectivele respective, care creează o societate progresivă, creează o societate echilibrată, creează o societate în care există și bunătate, creează și o societate în care există și răutate și luptă. Creează un ecosistem care funcționează în acest moment. Cu bune și cu rele. Am să-ți adresez o întrebare care... Nu știu dacă ți-a mai fost pusă vreodată în vreo emisiune sau vreun podcast sau... Pentru că ai amintit de creștinism și de valențele spirituale profunde, există un subiect destul de des vorbit de Iisus. Iisus vorbește despre bani. Iisus vorbește despre bani aproape mai mult decât despre împărăția cerurilor. Nu aproape. Mai mult. Mai mult. Bani, adică statistic mai mult. Da. Banii. Uneori vorbește destul de tranșant, că un bogat cu greu va intra în împărăția celor, dar ceea ce este la Dumnezeu, la om cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Cunoaștem că în Biblie sunt cel puțin două personaje cu bani care sunt prezentate în mod pozitiv, Avram și Iov. Cunoaștem că în Noul Testament există un tânăr bogat care nu e prezentat pozitiv, că a plecat, nu a dorit să asculte chemarea lui Iisus. Aveam, în schimb, într-una dintre pildele lui Iisus, un moment în care un tânăr antreprenor se uită la ceea ce a realizat și zice, domnule, da, e perfect, dar o să fac un business class
și să îmi dezvolt afacerea, o să îmi dărâm hambarele astea, le construiesc pe altele, o să fac, o să ajung și mai de succes, o să am bani și mai mulți și mai departe. Și în pilda respectivă, Iisus zice că omul ăla e nebun. Noaptea asta ți se va da sufletul, celălalt se lua sufletul, celelaltele cui vor fi. Cum împaci această viziune destul de tranșantă a Bibliei în legătură cu bani, cu succesul financiar, cu a merge înainte pe drumul acesta, cu atitudinea antreprenorială, care nu te lasă, dacă câștigi un milion de euro, domnule, trebuie să progresezi, trebuie să fii și mai mult. Ești într-o societate, ai un anumit statut, conduci o anumită mașină, stai într-o anumită casă și trebuie să progresezi. Cum împaci cele două viziuni? N-ai cum să le împaci dacă te uiți din perspectiva pe care tu ai prezentat-o. Dacă scopul tău pentru care faci afaceri la 2 milioane, la 5 milioane, la 10 milioane este să-ți menții statusul social și să arăți că progresezi, n-ai cum să împaci cele două lucruri. Pentru că Biblia, când vorbește în sens negativ despre bani, exact despre asta vorbește. Că devenim robii banilor și iubim banii, de fapt, nu instrumentul care ne servește în schimbul pe care noi îl facem în fiecare zi în societate. Pentru că banii astea sunt un instrument de schimb. Și atunci, dacă vorbim despre această goană după bani în care tu vrei să faci tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult ca să poți să arăți, ca să poți să te detașezi, ca să poți să confirmi cuiva, ție sau altora că te-ai realizat sau orice altceva, n-ai cum să împaci. Biblia nu susține acest lucru sub nicio formă. Motiv pentru care inclusiv pasajul cu tânărul bogat, din punctul meu de vedere, nu este prezentat negativ. Este foarte pozitiv, pentru că Dumnezeu nici acolo nu spune nimic, Iisus nu spune nimic despre bani ca și un lucru rău. Ce vedem acolo la tânărul bogat este că el n-a fost în stare să renunțe la ceva ce el iubea mai mult decât pe Iisus. Și atunci asta este întrebarea. Ce este prioritar în viața noastră? Nicăieri în Biblie nu spune, inclusiv versetul care spune, da, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Nu spune căutați doar împărăția cerurilor. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să nu avem niciun fel de obiectiv personal, financiar, familial, fizic, mental, social, ar fi spus căutați doar împărăția cerurilor. Dar El spune căutați întâi. Adică puneți pe primul loc acel lucru, puneți-mă pe mine pe primul loc că sunt gelos, vreau să fiu pe primul loc, e singurul lucru care vreau. Nu vreau banii tăi, nu vreau faima ta, nu vreau nimic, vreau să fiu pe primul loc în inima ta. Atât. Și după aceea restul vine. Și restul vine. Pe de altă parte, în societate, evident că putem să vedem și oameni care n-au niciun Dumnezeu și reușesc chiar și așa. Pentru că eu cred că atât Dumnezeu cât și Satana poate să-ți dea. Dumnezeu te binecuvinteze și Satana să-ți dea ca să te depărteze mai mult de Dumnezeu. Și atunci asta este chestiunea. Eu nu vreau să împac antreprenatul cu Biblia. Dacă Dumnezeu este pe primul loc în viața mea, după ce vine după El, n-are cum să fie lipsit de etică, n-are cum să fie lipsit de legalitate, n-are cum să fie lipsit de onestitate, pentru că El este pe primul loc și El este Cel care dictează tot ceea ce fac. Și atunci întrebarea este, că mă mai întreabă lumea, cum împaci business-ul și pe Dumnezeu? Păi nu trebuie să îi împaci, Dumnezeu trebuie să fie în business-ul tău. El este, e business-ul Lui, tu ești administrator. Cum să împaci cele două lucruri? Nu e ca și ceva de genul aici e Dumnezeu și aici e business-ul și acum cum fac legătura între aceste două lucruri? Nu, Dumnezeu trebuie să fie în business-ul meu. Cum? Prin comportamentul pe care l-am cu angajații mei, prin comportamentul pe care l-am cu clienții mei, prin comportamentul pe care l-am față de stat. Și aici am putea să discutăm foarte multe, pentru că atât de mulți creștini suntem antreprenori și așa de fain furăm statul de numa. Se poate? Păi, așa. Se poate? Nu că se poate, se face. Deși Biblia e foarte clară, dă-i cezarului ce este al cezarului. Că și eu încerc să nu fur niciodată, că mă ia contabil și zice, trebuie să plătești banii aia acolo, acum, că dacă nu, vine peste noi și așa mai departe. Dar nu vine peste tine dacă nu plătești la timp, dacă nu faci... În principiu da, dar mai sunt și unii care scapă, alții care nu scapă, însă mă refer nu neapărat la acea evaziune și acel furt constant, vizibil, foarte ușor măsurabil, ci la lucrurile mai care trec așa ușor, care ți-o trimis unul pe Revolut 200 de lei, asta este, ți-o dat 200 de lei. Nu l-ai declarat, e evaziune fiscală. Acum mai nou se discută despre o lege care o să impoziteze cu 70% banii pe care nu poți să-i justifici, să-i declar, uite, de acolo a venit și uite aici documentele. Adică din suma respectivă rămâi cu 30%. Vedem, deci
Ce, ca să mă întorc un pic înapoi la, la subiectul... Da, și dacă ție ți-e drag de mine și îmi trimiți 200 de lei pe Revolut ca să-mi dai o cină, trebuie să justific de ce mi-ai dat tu banii ăștia. Că... În societatea în care trăim, toți banii care intră în viața ta trebuie să fie justificabili. O, și dacă tu îmi dai donații, că așa vrei tu, trebuie n-ai să voie. Existe, trebuie, ba da, cum să nu? Trebuie să existe un act și trebuie să vezi dacă sunt niște impozite care trebuie plătite pe donațiile respective. Și dacă tu îmi scrii donație, acolo ai dat în Revolut. Nu știu exact care e legislația în România legat de donații, nu m-am interesat, nu știu dacă sunt impozabili sau nu, dar, din nou, ce vreau să transmit este că noi, ca și oameni, trebuie să înțelegem că dacă Dumnezeu este prioritar în viața noastră, în principiu, și dacă avem o relație pe bune cu El, într-adevăr... Trebuie să fim corecți. Restul e natural să fii corect. Nu e ceva de genul, trebuie să fiu corect, așa zice Biblia. Ești corect pentru că Dumnezeu e în viața ta și Dumnezeu nu este incorect. Dumnezeu este corect. Și atunci, dacă tu, în fiecare dimineață când te trezești, în fiecare decizie pe care o iei, El este prezent și te rogi, Doamne, arată-mi dacă ăsta este ceea ce trebuie să fac, să deschid firma asta. Și eu recunosc aici, cu sufletul deschis, am luat sute de mii de decizii fără Dumnezeu. Și îmi pare rău pentru că nu știu dacă au fost decizii bune sau nu. Și în urmă cu ceva timp am decis, eu nu mai vreau să conduc business-ul meu fără să-l întreb. Și când spun să conduc business-ul fără să-l întreb, mă refer la orice decizie. Trebuie să merg la București astăzi să fac aceste interviuri, Doamne? Dacă da, atunci ajută-mă să prind avionul, să ajung cu bine. Dacă nu, fă în așa fel încât să nu ajung. Pentru că eu nu vreau să fac ceva ce nu mai consider tu că e potrivit pentru mine ca să ajung la destinația pe care tu ai pus-o în inima mea. Că eu simt că și obiectivul cum simți care... această comunicare? Cu încredințări, cu uși deschise, cu o puternică trăire? Cum simți? Eu cred că Dumnezeu este prezent în viața fiecarei persoane în fiecare moment. Faptul că ai pierdut un taxi sau s-a stricat o mașină, apropo că s-a stricat o mașină, nu se întâmplă întâmplător. Există întotdeauna un motiv pentru care Dumnezeu permite ca acel lucru să se întâmple. Întrebarea este dacă eu văd motivul sau văd prezența lui Dumnezeu și spun, Doamne, no, ce vrei să-mi zici cu chestia asta? Ce vrei să-mi transmiți? Pentru că noi ce facem uneori? Uneori când lucrurile nu ies, no, ne încăpățânăm și las că fac eu. În loc să ne punem pe genunchi și ne întrebăm, ce vrei să-mi transmiți ceva aici? Oare am mers pe o cale care nu trebuia să merg? Oare decizia asta nu era bună? Și uneori când nu mi-e atât de clar și nu sunt atât de sigur că sigur e un semn de la Dumnezeu, cer semne, literalmente semne vizibile prin care să decid aceste lucruri. Zilele trebuie să vezi cât de, la ce banalități putem să ajungem, dar cât de important este. Urmează să ne mutăm într-o locuință nouă și doamna care face curat și ne calcă nu poate să vină să continue să facă acest lucru pentru că este mai departe de locuința ei. Și soția mi-a spus trebuie să căutăm pe altcineva și aveam două variante. Știam pe cineva apropiat, o persoană apropiată care ar putea să facă acest lucru și a doua variantă era să punem un anunț pe rețelele de socializare că suntem în căutare de o astfel de persoană, profilul, să facem niște interviuri și să găsim o persoană. Și era responsabilitatea soției să facă acest lucru, să aleagă pe ce variantă mergem. Și ea, în ziua respectivă, s-a rugat dimineață și zice așa, Doamne, nu știu ce să aleg, dacă aleg să luăm femeia asta pe care o cunoaștem sau să punem un anunț pe Facebook, nu știu ce să fac, așa că astăzi, pe parcursul zilei, despre ce o să zică soțul meu despre una dintre aceste variante, aia e varianta corectă. Și am ajuns acasă și am întrebat-o, ai trimis mesaj la doamna să o întreb dacă poate măcar? Atât i-am întrebat-o. Și ea zice... Mulțumesc, Doamne. Zic, ce, Doamne, când am întrebat numai ceva? Zice, nu, n-ai înțeles. Am făcut o rugăciune, trebuia să vorbești despre una dintre cele două variante, tu ai vorbit despre varianta asta, înseamnă că asta este varianta. Și de fiecare dată facem această rugăciune în liniște, nu cu voce tare, pentru că și satana poate să asculte rugăciunile spuse cu voce tare și poate să influențeze lucrurile. Și atunci... În decizii banale și dacă ne obișnim să-L punem pe Dumnezeu în decizii de genul acesta banale, atunci este absolut normal să iei decizii legate de ce business deschid, mă internaționalizez sau nu, pe cine angajez, atrag un investitor sau nu, merg la o bancă să cer bani împrumut, decizii mult mai importante care influențează mult mai mult viața ta decât cine îți face curat acasă, o să fie lucrurile mult mai bine. Și gândește-te cu ce liniște îți faci business-ul când știi că toate deciziile respective au fost... Da, trebuie să plătești un preț pentru asta, Loran. Un preț pe care nu mulți sunt capabili să-l plătească și anume
trebuie să-ți pleci un pic capul și să zici, Doamne, eu sunt mic, Tu deschide uși, Tu condumă, trebuie să ai această decizie. Și foarte puțini oameni reușesc să facă asta la un anumit nivel financiar, pentru că fiecare se pretinde, sau cel puțin se crede un mic Dumnezeu, așa, știi, adică am bani, schimb prezentul și viitorul. Adică eu sunt un fel de mic demiurg. Asta este un inclusiv capcana și despre asta vorbește de fapt deseori Biblia când vine vorba de bani, că foarte mulți bani pot să creeze această autosuficiență în tine, în care să nu mai simți nevoia de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu mai este pe primul loc, este pe locul 3, 4, 5. Și poți să fii un creștin foarte fain, dar să nu fie Dumnezeu pe primul loc. Și să pari un om foarte fain și comportament foarte fain, dar să nu fie Dumnezeu pe primul loc. Și, într-adevăr, ăsta este riscul pe care îl avem cu banii. Și de asta spune, inclusiv pasajul de care ai vorbit mai devreme cu este mai greu unui bogat să intre în împărăția cerului decât unei cămile să treacă prin ureca acului. De fapt, două versete mai încolo spun celui ce se încrede în bani. Adică tu, bogatule, care ai făcut mulți bani pe pământ, să nu crezi că banii te vor duce în cer. În sensul ăsta vorbește despre cât de greu este între bogatului, pentru că mulți dintre noi putem să ne încredem în, și nu doar în bani, în abilitățile pe care le-am dobândit ca să facem bani. Și ajungem la autosuficiență. Și asta este pericolul și în dezvoltarea personală, o industrie în care eu sunt prezent, în care învățăm, ne dezvoltăm, creștem stima de sine până când ajungem la un nivel în care ne simțim mici Dumnezei și nu mai avem nevoie de un Dumnezeu, pentru că nu suntem în stare de orice. Eu pot totul, ne uităm în oglindă și rupem tot. Dar versetul spune, eu pot totul prin Hristos, nu pot totul prin mine. Mai avem un minut, Loran, și ultima întrebare. Nu te consideră unii ciudat că vorbești despre Dumnezeu, despre credința ta liber, despre lupta între bine și rău, Dumnezeu, satana, ești un pic atipic? Cu siguranță că da, și sunt convins că sunt persoane care nu o să pună niciodată piciorul la un curs de al meu sau pe platforma mea, tocmai din motivul că eu vorbesc și despre Dumnezeu. Dar sincer, pe mine mă interesează dacă Dumnezeu nu mă consideră un ciudat că nu vorbesc despre El. Că dacă El m-ar considera că sunt ciudat pentru că nu vorbesc despre El, atunci am o problemă. Că este părerea Lui care contează. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că Dumnezeu a deschis această posibilitate ca să vii la noi în emisiune. E întâmplător, dar nimic nu e întâmplător faptul că ești în România azi și că am putut să facem acest interviu. Îți doresc mult succes, îți mulțumim pentru cuvintele tale. Doamnelor și domnilor, Loran Soares-Sas, antreprenor, a fost la Știrea Cea Bună, ne-a dat foarte multe vești bune. Dacă n-ați văzut emisiunea de la început, reluați-o, vă rog frumos, pentru că veți întâlni o bogăție de informații. Vă mulțumesc, ne revedem mâine seară la Din Cărțile Lumii, de la ora 21, în direct. Sunt Cornel Dărvășan, la revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.